Salutare, dragilor! Sunt Florentin, proful de română și astăzi vom analiza împreună 10 greșeli de pronunțare întâlnite frecvent în limba română. Nu uitați să distribuiți acest filmuleț, să-l vadă cât mai mulți oameni și să își corecteze eventualele greșeli. De asemenea, îmi puteți spune în secțiunea de comentarii câte dintre cele 10 aspecte discutate ați știut și care v-au pus în dificultate. Haideți să începem! Țigare sau țigară? Cum spunem corect? Mai fumez o țigare și vin și eu sau mai fumez o țigară și vin și eu? Forma corectă a substantivului țigară se termină în ă, nu în e. Forma țigare se întâlnește frecvent în Muntenia, dar norma literară recomandă forma cu ă, țigară. Păpușe sau păpușă? Cum spunem? Păpușe ieși diseară în oraș sau păpușă ieși diseară în oraș. Forma corectă a substantivului păpușă se termină în "-ă", nu în "-e". Dincolo de faptul că poate fi neadecvată o astfel de abordare și puțin probabil ca o domnișoară să o găsească atrăgătoare, forma păpușe este greșită. Teniș sau teneș? Spunem, mi-am cumpărat o pereche nouă de teniș sau mi-am cumpărat o pereche nouă de teneș. Forma corectă este tenis cu i, nu cu e. Exact sau exact. Cum pronunțăm litera x în acest cuvânt? Litera x se pronunță în două feluri: cs dacă x este prima sau ultima literă din cuvânt sau dacă se învecinează cu o consoană, de exemplu, xenofobie, fix sau extraterestru sau gz. Dacă x se află între vocale, exercițiu, exemplu sau chiar, exemplul nostru, exact. Totuși, aici există și excepții în care x, chiar dacă se află între două vocale, se pronunță cs, de exemplu, axă sau exod. Reținem deci că pronunțăm corect exact cu gz. Atenție, vorbim de pronunție, nu de scriere este sau este? Cum pronunțăm corect? Cititul este pasiunea mea sau cititul este pasiunea mea? Descris e clar, se scrie cu E la început, dar cum pronunțăm? Deși de obicei cuvintele din limba română se citesc cum se scriu, în cazul formelor verbului a fi, ești, este, e, eram, erai, era, erați, erau, E inițial se pronunță E. Acest tip de pronunțare este numit preiotare și se mai întâlnește și în cazul pronumelor personale eu, el, ea, ei, ele. Astfel vom spune că cititul este pasiunea mea. Nu pronunțăm este, ești, eram, erai, ci este, ești, eram, erai. Sună chiar comic să pronunțăm el, e, prietenul meu pronunțăm El e prietenul meu. Euro sau euro? Am schimbat câțiva lei în euro sau am schimbat câțiva lei în euro? Dacă în cazul anumitor pronume și al anumitor forme ale verbului a fi, e inițial se pronunță e, în cazul împrumuturilor din limbi străine, e de la începutul cuvântului se pronunță e, nu e. Deci, forma corectă este euro. La fel vom spune și elan, nu elan, eră, nu ieră, estival, nu estival. 18 sau 18. În clasă sunt 18 elevi sau în clasă sunt 18 elevi. Numeralul cardinal 18 are structura 8 plus spre Plus 10, de unde rezultă că trebuie pronunțat 18. Pentru că poate fi greu să pronunțe 5 consoane consecutive, foarte mulți oameni spun greșit 18 sau 18. Sprei sau Sprei. Cum pronunțăm? Mi-am cumpărat un spray sau mi-am cumpărat un sprei. Cuvântul care se scrie s p r a y se pronunță spray. Pe lângă forma pronunțată greșit spray, am auzit și pronunția spray tot greșită. Reținem că pronunția corectă este spray. Prevedere sau prevedere? spun, nu sunt de acord cu prevederile din regulament sau nu sunt de acord cu prevederile din regulament. Cuvântul prevedere se accentuează corect pe penultimul e. Pentru a fi siguri, ne putem gândi la cuvântul vedere, care nu pune probleme de accent, nu cred că spune nimeni vedere, astfel ne putem da seama cum trebuie să punem corect accentul și în cuvântul prevedere. Butelie sau butelie? Am nevoie de o butelie nouă sau am nevoie de o butelie nouă? Cuvântul butelie este un substantiv neologic și păstrează accentul din limba de origine, franceza, unde are forma butei. Prin urmare, și în română trebuie pronunțat butelie. Acestea au fost cele 10 aspecte de pronunțare care ne-ar putea pune în dificultate. Sper că totul este clar acum, și aștept să-mi spuneți în comentarii ce anume v-a pus în dificultate și câte ați știut. Pe curând!